Bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor! Astăzi vă propunem ca temă a dialogului pe care vă invităm să-l urmăriți. Tema Duminicii de astăzi este vorba despre Duminica Sfintei Maria Egipteanca, o duminică extraordinar de importantă, de bogată în semnificații în perioada aceasta Apostolului Mare. Nu întâmplător vorbim despre personajul central, exemplar, dintr-un anumit punct de vedere, al Sfintei Maria Egipteanca, întrucât ea este asociată în mod reflex cu marea temă a pocăinței, acea pocăință care are puterea să schimbe radical vieți. Viața noastră a fiecăruia e marcată de păcate mai mari sau mai mici, de obicei mari sau foarte mari. Este însă o veste bună permanent aceea că ieșim din starea de maximă împovărare, de strivire, de desfigurare uneori prin păcat, pe calea aspră uneori, e adevărat, a pocăinței. Dar există o cale de ieșire, există o lumină la capătul unui tunel întunecat al vieții noastre. Avem nenumărate exemple în Sfânta Scriptură. De asemenea, ne vine în minte foarte ușor marea temă a fiului risipitor. Toți suntem niște risipitori, toți suntem oameni păcătoși, toți însă avem în egală măsură șansa de a ne putea dezbrăca de omul cel vechi, de a ne putea ridica, de a putea merge înainte pe calea care ne conduce la Hristos, în cazul postului în care ne aflăm, la Hristos cel înviat. Vă propun așadar o temă de reflecție pentru fiecare dintre noi, întrucât fiecare dintre noi se poate recunoaște în Fiul Risipitor, în Sfânta Maria Egipteanca, fiecare dintre noi traversează un Egipt lăuntric, cum s-a spus adesea, Egiptul fiind asociat în general cu starea de păcat. Evident, nu vorbim despre Egiptul modern, ci despre simbolul Egiptului biblic. Vă invit așadar să urmăriți acest dialog în care am o invitată delicată, o invitată fragilă și în același timp foarte puternică prin dimensiunea spirituală care o animă de fiecare dată. Este vorba de distinsa intelectuală Elena Solunca, redactorul revistei prestigioase Academica a Academiei Române. Bine ați revenit, doamnă Solunca! Bine v-am regăsit și vreau să vă mulțumesc că m-ați invitat, să vă mulțumesc o dată și pentru că trebuie să-mi argumentez mulțumirea ca să nu credeți că este vorba de un simplu protocol. În primul rând pentru că la dumneavoastră realizați și sunt un om care lucrez în presă de câțiva ani, adevărat că cel mai mult în presa scrisă, realizați un lucru următor, v-am urmărit și la televizor, realizați ceea ce aș putea să numi bucuria comunicării. La dumneavoastră, în emisiunile dumneavoastră, comunicarea nu mai este o simplă transmitere sau un schimb de informații și de idei și de experiență, cum vrei, ci devine o bucurie. Poate prin temele pe care le alegeți și prin felul în care înțelegeți să purtați un dialog. Asta este un motiv. Al doilea motiv este că este o bucurie a comunicării, este prin această bucurie se realizează ceva. Se face pasul de la comunicare la comuniune. Comunicarea este obișnuită, comunic, deci există, se pare că parafrazându-l pe Descartes ar fi pentru noi paradigma secolului nostru, comunic, deci există, dar de la comunicare și până la comuniune este mult. Comuniunea nu poate să existe decât atunci când există o unitate de credință. Ori atunci când există o unitate de credință, cultura capătă alte dimensiuni, ea modelează oamenii, pentru că până la urmă cultura este, cum s-a definit clasic, nu? Ceea ce se rămâne după ce ai uitat tot și ce se rămâne, un mod de a fi. Vă mulțumesc din suflet, nu v-am întrerupt, deși am fost tentat, pentru că, evident, gândul dumneavoastră este, aș spune, excesiv de generos în ce mă privește. Vă mulțumesc și sunt conștient că, într-adevăr, bucuria comunicării vine din calitatea dialogului pe care îl putem stabili cu celălalt. Am vorbit adesea, chiar împreună, cred, despre o cultură a dialogului care se află în mare criză într-un spațiu social, cum e cel românesc, un spațiu bruiat de monologuri nesfârșite, un spațiu în care respectul pentru părerea celuilalt se manifestă
foarte, foarte fragil, de obicei nu avem răbdarea să ascultăm până la capăt, de obicei suntem robii unui orgoliu care vrea mereu să ne pună în fața celuilalt, să ne auzim mai tare și așa mai departe. Vă mulțumesc pentru frumoasa paralelă dintre comunicare și comuniune. Ambele țin într-adevăr de o cultură a dialogului, pentru că există dialog văzut și nevăzut. În zona creștinismului vorbim mai ales de un dialog nevăzut, dialogul între om și Dumnezeu, dialogul cu celălalt, care se materializează prin fapte tăcute de obicei și nu prin cuvinte multe. Să revenim la tema noastră, vă mulțumesc că ați acceptat-o. E o temă generoasă, cum spuneam, evident, e vorba de uriașa temă a pocăinței, a schimbării radicale a modului de a fi, pentru că presupune schimbarea modului de a gândi. Și prima întrebare spre care mă îndrept este aceea a conținutului acestei puteri extraordinare pe care o are Evanghelia lui Hristos, pentru că pe toți sfinții pe care îi cunoaștem, mari păcătoși înainte de întâlnirea cu Hristos, mari sfinți la capătul vieții lor pe calea căreia s-au lăsat însoțiți de Hristos, are legătură cu Evanghelia. Să ne gândim la fericitul Augustin, de exemplu, cum se convertește el, citind. Și la ce vârstă. La ce vârstă. Așadar, Evanghelia lui Hristos, cele patru evanghelii din Sfânta Scriptură, din Noul Testament, dar în principiu spunem general Evanghelia lui Hristos, are o putere extraordinară. Acolo e ceva, în acel text, necomplicat decât pe alocuri foarte adânc și deci complicat pentru rațiune, dar în general un text care pe unii îi deranjează prin simplitatea lui frazeologică, acest text emană o putere capabilă să ne schimbe prin simpla cufundare în lectura lui. Cum vă explicați această putere a acestui text? Pentru că și Maria Egipteanca, sigur o să aflăm ce s-a întâmplat cu ea la un moment dat, dar n-a fost deloc străină de Evanghelia pe care a citit-o și a asimilat-o. Mai întâi, simplitatea de care vorbiți, aș asemăna-o cu apele limpezi, care sunt foarte adânci și abia când întinzi mâna după o piatră sau vrei să o iei sau să te cufunzi, abia atunci îți dai seama de adâncimea. Și apoi este acea adâncime, cum se spune, adânc pe adânc cheamă. Cu cât citești mai mult, cu atât se deschid niște perspective. Și tot timpul, asta este, cum zic, farmecul și ceea ce dă puterea de schimbare a istoriei. Pentru că este e nesfârșit în semnificații. Citești, spui că știi și revii și dintr-o dată vezi că o literă sau un cuvânt prinde viață și îți arată ceva. Și îți spune, dar nu mă vezi că stau de atâta timp lângă tine, ce ai făcut până acum? Hai să-ți arăt eu. Deci este o putere vie care vine din faptul că este venită de la Dumnezeu, este venită de la Hristos. Asta este puterea. E cuvânt cu putere multă. Așadar, puterea acestui cuvânt al Evangheliei are legătură cu originea lui. Nu vorbim de un text obișnuit, vorbim de un text revelat. Cred că aceasta ar fi deschiderea care ne ajută să înțelegem puterea care emană din cuvintele Evangheliei. Nu? Da, și mă gândesc la prima ispită a lui Iisus Hristos, când spune diavolului, după ce îi spune să transforme pietrele în pâine, spune, nu numai cu pâine va trăi omul, ci cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu. Și într-adevăr, cu aceste cuvinte, noi trăim pentru că sunt cuvinte ale vieții și ale vieții veșnice. Cuvintele vieții e o sintagmă extraordinară. Da, păi sunt. Cineva le-a mai numit cuvinte bune de mâncat. Da. Pentru că, vă amintiți, există și imaginea aceea din Apocalipsă când îngerul vine și îi aduce cartea apostolului Ioan, invitându-l să o mănânce, pur și simplu. Da. Cred că metafora asta ne ajută să înțelegem că anumite lecturi, anumite texte pot fi comparate cu ceva care poate fi mestecat, înghițit, metabolizat. Mi-aș luat cuvântul. Da. Și, până la urmă, rezultatul îl constituie, fără îndoială, schimbarea modului de a gândi. Da, și sub acest aspect, pocăința este pasul principal și, dacă vreți, această pocăință este ceea ce unește Vechiul Testament cu Noul Testament. Nu? Era Sfântul Ioan Gură, înainte mergătorul, ne chema pe toți,
și ne cheamă prin timp și pe noi, pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. Dacă ne gândim la Hristos, care și-a început propovăduirea, și-a început exact la fel. Pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor și abia după aceea știm ce este împărăția cerurilor. Deci pocăința este piatra unghiulară. Și o să spună de ce Hristos și Maica sa, Maica Domnului și Hristos s-au smerit. Maica Domnului era fără de pată, Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Noi trebuie să ne pocăim, că noi prin pocăință ajungem la smerenie. Altminteri, supradimensionarea ego-ului nostru, repede doritor de înălțimi, ușor ne aruncă ca și pe îngerul cel de lumină. Vedeți, totuși, pentru a se declanșa în noi pocăința, care, repet, înseamnă nu a-ți pune cenușă în cap la propriu, ci înseamnă a te întoarce spre tine, a-ți vedea inima, a-ți vedea sufletul, a-ți vedea, cum spune un poet simbolist, cum spune un mare poet, e vorba de Baudelaire, a-ți vedea păducheria din tine, a-ți vedea turpitudinile, toate aceste lucruri, trebuie să te vezi pe tine într-o lumină crudă, ca să simplific lucrurile. Abia atunci se declanșează în tine neputința de a te mai accepta așa cum ești, de a te mai putea suporta pe tine așa și atunci începe să crească în tine ceva. Acest ceva se transformă într-o schimbare a modului de a privi lucrurile, de a gândi, apare o neputință de a mai rămâne așa cum ești și ajungi să te dezbraci încet, încet de ceea ce Sfântul Apostol Pavel numește omul cel vechi. În cazul Mariei Egipteanca, cum au stat lucrurile? În cazul Mariei Egipteanca, lucrurile au stat... E foarte interesantă povestea ei. De fapt, m-am documentat, a existat și o Marie Palestiniancă care era foarte frumoasă și care, la fel ca și Maria Egipteanca, a ales calea călugăriei, tocmai pentru a nu greși din cauza frumuseții pe care o avea. Aici este puterea de a te cunoaște pe tine, așa cum spuneți dumneavoastră. Dacă mi-îngăduiți, aș face o paranteză. Pentru că secularizarea tăvălucului ei a venit, când s-a simțit nevoia de a te cunoaște pe tine, nu? Dumnezeu a făcut să apară psihanaliza. Psihanaliza este o analiză a ta pe dinăuntru. Dar ce lipsește? Ea este terapeutică, dar nu vindecă. Ea este paliativă. De aceea, față de psihanalist, capeți acea dependență de faimosul divan al lui Freud. De ce? Pentru că ea este făcută față de un om. Pe când pocăința, deci această autoanaliză, o faci față de Dumnezeu. Preotul este un intermediar. Dar îl faci față de Dumnezeu, cel care a făcut toate, cerul și pământul, și toate le-a făcut cu desăvârșire. Și Hristos ne cheamă la desăvârșire. De ce? Că dintr-o dată, care sunt dimensiunile pocăinței și de ce este, de ce asta ea poate să facă o adevărată, ca să citesc, o răsturnare copernicană a sufletului nostru. Fără pocăință, sigur, oamenii au cam devitalizat-o semantic. Vorbim de boala derizoriului, dar pocăința este un act de supremă responsabilitate și cred că este darul cel mai mare pe care l-a făcut Dumnezeu, pentru că de aici începem. Fără pocăință nu putem merge. Pocăința include iertarea, include iubirea, include aceste condiții menite să-ți dea șansa unei noi vieți, pentru că, revenind la subiectul nostru, Maria Egipteanca, ea se naște în zona Alexandriei Egiptului, merge în orașul Alexandria, se spune, pleacă de foarte tânără de acasă. Da, am citit cam pe la 12 ani. Da, la 12 ani. Pentru vremea respectivă, o vârstă ceva mai matură, poate, decât cea de astăzi, ținând cont de vârsta medie pe care o atingeau oamenii în vremea respectivă, se murea la vârste mult mai, mult mai fragede. Pleacă și îmbrățișează acest stil de viață profund dezordonat, se prostituează și se spune, autorul vieții ei, celebrul patriarh Sofronie,
al Ierusalimului, Sfântul Patriarh Sofronie al Ierusalimului, care a scris o amănunțită Viața Mariei Egipteanca, menționează, pe baza unor surse, desigur, că se prostitua nu pentru bani, ci pentru bucuriile, deliciile pe care le poate oferi până la un punct. Vedeți, un asemenea stil aici de mie viață. Mi se pare un... Asta arată ceva, că e o nuanță importantă. Da, e foarte important. Nu făcea pentru bani. Exact. Nu făcea pentru bani, ba se spune chiar că ea, de fapt, trăia din munca pe care o făcea, torcea câlți și zi. Exact. Deci, dar nu o făcea pentru bani. Asta e lucru foarte important. Să ne gândim la Iuda. Asta spune ceva despre ea. Și despre fiecare dintre noi. În momentul în care intervine banul, Iuda era apostol. Nu era o fată cu obiceiuri mai puțin cuvincioase. Nu? Și cu toate astea, banul l-a pierdut. Pe când ea nu făcea pentru bani. Sfântul Sofronie chiar redă niște spuse ale ei că îi plăcea, avea așa un fel de voluptate a se simți în acest noroi. Nu, poate că astăzi am putea, medicii ar putea spune că era vorba de o activitate hipercor-hormonală, dar nu o făcea pentru bani. De aceea a și avut șansa să fie este și o șansă, să știți. Pentru că putem să nu avem. Evident. Să o localizăm și în timp. Sfânta Maria Egipteanca trăiește, se spune, între anii 344-422, deci a doua jumătate a secolului IV, prima jumătate a secolului V. Alexandria Egiptului era un oraș extraordinar de important din multe puncte de vedere. Ea ajunge însă odată, însoțind un grup de pelerini, la Ierusalim. Și nu ajunge într-o zi obișnuită, ci o zi în care se sărbătorea înălțarea Sfintei Cruci, foarte importantă, dorește să intre în biserică ca să sărute lemnul Sfintei Cruci, dar ce se întâmplă? Nu poate intra. Și atunci, vedeți, câteodată... De ce nu poate intra? Ne putem întreba și întreabă cei care ne ascultă. Povara... Simțea povara păcatelor. O zdrobeau. Ea nu se pocăise și nu putea întreba. I-a dat acea neputință. Știți, de câte slăbănogii, cei pe care i-a vindecat, nu? Ce spun? Iertate-ți sunt păcatele. Ori ei nu erau iertate păcatele. Această neputință a ei era din cauza păcatelor care o zdrobeau. Se spune că o forță nevăzută o împiedica să pătrundă pur și simplu în spațiul bisericii. A încercat de câteva ori. A încercat și n-a putut, se lovea ca de un zid și nevăzut. Și să nu uităm că era ziua înălțării Sfintei Cruci când a vrut să facă lucrul acesta. Este iarăși foarte semnificativ. Cu toate astea reușește la un moment dat, întrucât se roagă Sfintei Fecioare Maria. Aici este iar ceva foarte important. Și îi promite chiar ceva. Da, dar se roagă Sfintei Fecioare. Câteodată mă gândesc că această sfântă ne este un dar pe care l-a făcut Maria, Sfânta Fecioară, Maica Domnului, ca să ne învețe, fiindcă este un dar de învățătură. S-a dus la ea și s-a rugat. Nu s-a rugat nici la cruce, s-a dus și s-a rugat la Maica Domnului. A simțit nevoia asta. A simțit nevoia asta. De a simțit nevoia Maica Domnului. De ce? Nevoia dragostei de mamă, care e capabilă să înțeleagă și să-i spună ce să facă fără să o mustre. Nu? Pentru că fariseii cei ar fi spus, vă dați seama, ar fi și lapidat-o poate după obiceiurile cunoscute ale lor. Pe când Maica Domnului a spus frumos, eu cred că este un dar pe care l-a făcut Maria Egipteanca pentru mine. Este un dar pe care îl face Maica Domnului, arătându-ne că nu există o condiție atât de joasă încât noi să nu ne putem ridica și să fim demni în fața lui Dumnezeu, nu ne putem ridica, să ne putem lepăda de noi, lua crucea și a urma. Nu? Păcătoși au fost și Manase, păcătoși au fost și David, și ei s-au pocăit. Și prin pocăință și-au revenit. Dar Maria Egipteanca ajunge sfântă. Ajunge nu ușor. Știm că aude în gândul ei, în demnul Fecioarei Maria, să treacă Iordanul. E destul de eliptic acest cuvânt. Ce înseamnă asta? O îndeamnă să intre, practic,
în zona pustiului. E un îndemn deja la pocăință pe care i-l primește. Și să nu uităm că în Iordan s-a botezat Hristos și noi ne putem gândi și la lacrimile pocăinței care sigur pot fi un Iordan care să ne facă... Cert este că face lucrul acesta, ea fiind martora unei minuni, pentru că lovindu-se de zidul nevăzut, neputând intra în biserică, îi se dă un semn de alarmă, un semnal de alarmă legat de starea ei de profundă cădere, este și un semn al milostivirii divine față de ea, pentru că prin asta e chemată la un alt tip de viață. A fost momentul de metanoie. Și ea ascultă, nu se opune, primește îndemnul, se consumă în ea cu siguranță atunci ceva, prăbușirea unui registru în care trăia, cade probabil în genunchi, e spălată de lacrimile pocăinței, nu avem acces la toate aceste amănunte pe care însă ni le putem imagina. Cert este că începe o viață de o asprime ieșită din comun și trăiește așa timp de 47 de ani, până când are loc o întâlnire care a făcut carieră în literatura, ca să spun așa, patericală, o întâlnire între ea și un mare trăitor creștin din pustiu de asemenea. Și care se rugase. O să avem chiar o imagine, una dintre icoane îi reprezintă pe ea. Și care își dorea. Și pe monahul Zosima. El care se cunoștea foarte bine și vrea să vadă dacă există ceva ce mai poate face spre a merge mai... Și după într-un fel e un dar pe care Dumnezeu l-a făcut și lui Zosima când a întâlnit-o pe Maria Egipteanca. Pentru că atunci când îi spune că dăm binecuvântare, Zosima își dă seama pentru că de fapt el ar trebui să fie binecuvântat de Maria Egipteanca. Dar a zis, nu, tu ești preot. Și atunci doar darul preoției a făcut ca să el văzând și simțindu-i sfințenia, ar fi vrut ca el să ceară binecuvântarea de la această femeie care după 47 de ani ne putem da seama cum arăta chiar... El o și împărtășește. O împărtășește, da. Și se spune că s-au înțeles să se revadă în anul următor pentru a o împărtăși din nou. Da, știți, dar întâi îi povestește viața. Mai întâi el o roagă însă, evident, să-i povestească și, viața. Este foarte interesant că îi povestește, de altfel ne-a și dat și Zosima și după aceea Sfântul Sofronie a scris, dar amănuntele și informațiile are de la Zosima. Zosima a fost uimit. A și văzut, a fost martorul unei minuni, pentru că rugându-se împreună... L-a văzut-o cum se ridica deasupra... A văzut-o cum se ridica de la pământ. Deci asta era semnul sfințeniei... Pe care o atinsese deja. Da, și indubitabil. Că atunci când rugându-te înalți, este clar că ești ajuns pe cum... Cei ce se vor smeri vor fi înălțați. Da, fericiți. Uneori la propriu. Da, că acum a fost și la propriu. Și a văzut-o înălțându-se, dar e foarte interesant cum s-a spovedit ea, că a fost o spovadă față de Sfântul Sofronie și care îi arăta că atunci când a fost, pentru noi cred că e foarte important când vrem să ne despărțim sau vrem și noi să începem o viață, să zicem, mai apropiată de Hristos. I-a povestit cât de greu a fost ea și cât de încercată de vrășmaș și că cel mai greu era amintirile care o obsedau și care înviau atunci când... Vedeți cearta cu subconștientul. Mă rog, Freud aici încearcă să ne aducă la... Nu? Încearcă și el. Da, și a rămas acolo. Nu, dar știți, este bine pentru că a atras atenția unei umanități care începuse să uite. E foarte bine, pentru că e primul semn al secularizării. Clar. Venită din partea unui om de știință. Da, evident. Așa. Și atunci... Iar ea s-a spovedit, a povestit cât de greu i-a fost lupta aceasta cu amintirile care îi veneau în minte, deci trecutul ei încă mai avea, se lupta cu trecutul. Asta a fost lupta cea mai cumplită, o mărturisește. La un moment dat este înfățișată într-una dintre icoanele pe care le avem și noi în fundal, ca înnegurată, îmbrăcată într-un veșmânt negru. Sigur, asta face trimitere și la statutul ei de egipteancă, la culoarea pielii. Dar totuși, haina neagră simbolizează, poate, și, iată aici în imagine, haina fostelor
păcate de care sigur că se dezbrăcase de-a lungul deceniilor de asceză pe care le trăiește. Da, asceză severă, cred că aproape noi o spunem, dar nu ne imaginăm. Nu ne asceza, putem imagina, n-avem cum, doar de... cine citește Patericul își poate face o idee de ceea ce înseamnă asceză cu adevărat. Pentru că ea nu mai, practic, a avut ceva pâine la început, două pâini și jumătate, parcă se consideră. După care a mâncat ce a găsit în deșert. Iarăși noi nu ne putem imagina ce a găsit. Plante uscate, rădăcini, apă. Deșertul găsea... nu e foarte generos în ofrandele măcar... Și atunci, sale. Dar ea, vedeți, dragostea aceasta a ei, pentru că ea, nefăcând-o de, pentru bani, o făcea din dragostea pentru plăcere. Acum, plăcerea este ceva fiziologic. Dovadă este că s-a descoperit și un centru al plăcerii pe cortex și s-au făcut experiențe cu șoricuți. Le-a implantat pe centrul plăcerii un electrod și le-a pus, știți? Și au murit de plăcere, pentru că lor, ei, simțindu-se foarte bine, tot apăsau pe butonul acela, produceau o plăcere care însemna satisfacția tuturor nevoilor fiziologice, quantum satis, cum zic eu, și peste. Da. Și au murit șoricuții de plăcere, ca să zicem așa. Deci nu era la ea, era o nevoie interioară. Poate că era o luptă, fiindcă venim și după duminica trecută, când am văzut că, cum este lupta cu diavolul, cu, nu, cred, Doamne, ajută-ne, credinței mele. Poate părea victima unui vrășmaș dintre acestea care a subjugat-o total. A profitat de un moment de slăbiciune și a subjugat-o. Da, fără îndoială. Cert este că în viața cea nouă pe care o începe și care rămâne exemplară pentru fiecare dintre noi în parte, pentru că noi toți cădem, inclusiv în păcatul care ei i-a modelat viața până la un punct, ea, conform a ceea ce spune Sfântul Apostol Pavel, și-a oferit ca jertfă ulterior nu doar sufletul, ci și trupul. Iată care sunt cuvintele Apostolului Pavel. Înfățișați trupurile voastre ca pe o jertfă vie, sfântă, bine plăcută lui Dumnezeu, ca închinarea voastră potrivită lui Dumnezeu. E un îndemn spre a avea grijă să ne păstrăm trupurile curate, atât cât e posibil în condiția noastră de ființe căzute. Dacă mi-i îngăduiți, aș completa tot pe Sfântul Dumnezeu. Nu știți că trupurile voastre sunt temple ale Duhului Sfânt? Da, sunt expresii cutremurătoare. Da, și atunci trebuie să ne păstrăm trupul, nu doar un conglomerat de nevoi fiziologice, pentru a trăi, ci trupul nostru trebuie să ne gândim ca templu al Duhului Sfânt. E foarte greu, dar cred că este singurul lucru care merită să-l facem. E probabil cel mai greu lucru accesibil pentru omul contemporan, care e un om al laxismului, al hedonismului, pentru că este incitat să trăiască așa, de tot ce presupune bombardament mediatic, care este bine țintit spre zona plăcerii. Cu cât trăiești mai mult în plăceri, cu atât se consideră confortul Carpe tău diem, de da. Viață este mai ridicat. Evident că este un lucru fals, pentru că nu plăcerea în sine constituie rezerva ta de fericire de-a lungul vieții. Plăcerea vine și pleacă. Da, pentru că în momentul în care este satisfăcută, se stinge. Și doar poate perversitatea din om poate să vadă, dar sfârșitul este același al morții. Dar asta înseamnă că e o pervertire a condiției umane, pentru că omul n-a fost făcut așa. Și dovadă e că această sfântă, Maria Egipteanca, care a păcătuit până acolo unde a ajuns la o limită critică, când s-a întâmplat metanoia. Deci, asta este minunat, că niciodată nu suntem atât de înfundați în păcate, încât să nu există cale de întoarcere. Și calea de întoarcere începe cu pocăința. Sfântul Ioan, înainte mergătorul, pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor, nu? Așa și începe. Hristos își începe propovăduirea la fel, pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. Acest recurent îndemn ne spune ceva. Ne spune că suntem mereu într-o stare
de urgență morală, da, vedeți, că trebuie să începem schimbarea cu noi înșine. Da, pentru că, vedeți, ne dăm seama cu cât e înainte decât Socrate, care spunea, cunoaște-te pe tine însuți. Deci, atât. Cunoaște-te și cunoaște pe tine însuți. Și acel lucru e important. E foarte important, dar aici se merge mai departe. Kant, nu, se întreba ce pot să știu, într-un fel de crescendo, ce trebuie să fac, ce mi-e îngăduit să sper. Iată, un urcuș, Kant era credincios, e adevărat, confesiunea lui era... E un gânditor moral. Da, și e adevărat, confesiunea lui era protestant, Kant, dar era creștin. Nu este. Deci și aceste trei etape, ce pot să știu, printre altele și trecutul, fiindcă dacă nu cunosc trecutul, n-am viitor. Asta e valabilă și pentru individ, și pentru nație, și pentru umanitate. Nu? Ce trebuie să fac? Da, aici care deja sunt este imperativul categoric. Categoric al lui Kant. Nu? Știm. Deci ce trebuie să fac? Și după aceea, ce mi este îngăduit să sper? Nu așa orice. Și este aici momentul de pocăință care te ajută. Este ca o trezire. Mie mi se pare pocăința cel mai frumos dar pe care l-a făcut Dumnezeu omului. E un dar pe care, sau de care ne putem bucura implicându-ne noi înșine în uzul lui, ca să zic așa. Da. Nu ne putem bucura altfel de el. Condițiile... A, decât practicându-l, ca să zicem decât așa. Decât practicându-l. Da. Pentru că altfel teoretizăm ceea ce facem și noi acum, vorbind despre metanoia, care în grecește înseamnă schimbare, da, modului de a de gândi. De a gândi, metanoia. Nusul, da. E vorba de gândire. Da. Da? Dar dincolo de asta, sunt oameni în jurul nostru, uneori noi înșine, după propriile puteri, care încearcă să se schimbe și reușesc. Sigur că foarte puțin nu reușesc, o fac. Adică primesc deschis ajutorul lui Dumnezeu. Și nu reușesc pe cont propriu niciodată. Că niciodată. Dar se primește ajutorul lui Dumnezeu. Că știți, iertați-mă, dar poporul spune că Dumnezeu îți dă, dar nu îți pune și în sac. Dumnezeu ne dă. Ori noi trebuie să știm să primim acest dar al pocăinței, ca și altele. Că da. Dumnezeu ne-l dă, Dumnezeu ne-a dat. Știți, are Blaga o poezie, că atunci când Adam, știu că noi am mai discutat de poezia lui Blaga, când a căzut Adam din rai și a văzut atâta frumusețe și a început să-i spună lui Dumnezeu, Doamne, fă ceva, că nu mai pot să suport această frumusețe, nici flori, nici pom, nici zâmbetele Evei. Și atunci Dumnezeu, într-o clipă de milostivire, îi dă-te lacrimile. Erau primele lacrimi de pocăință, când n-am mai putut suporta... Darul lacrimilor. Despre care și atunci, se vorbește și așa de frumos, și atunci Dumnezeu îi dă-te lacrimile. Dați seama, lacrimile sunt o fericire, chiar că și sunt durere, pentru că el alină durerea, curățește sufletul, limpezește mintea și deschide perspective. Da. Știți, chiar dacă luăm numai la nivelul teoretic, dar dacă simțim și cu inima, parcă le și vezi și Dumnezeu te ajută să le și faci. Darul lacrimilor. O temă de reflexie ea în sine, dar pentru că ți-a adus vorba de Lucian Blaga, da, profundul, aș spune, uriașul poet și filozof Lucian Blaga, fascinat de zona ortodoxiei, fascinat de zona religiosului. De ierarhul, de preot și a avut o educație. Care a scris niște tratate fabuloase, originale în zona trilogiilor. Exact. Da. Același mare poet Lucian Blaga are o poezie dragă și dumneavoastră și mie, pe care, al cărei text îl am alături, în care sesizează că, apropo de tema pocăinței, apropo de tema revenirii și înfloririi noastre, această pocăință evident presupune o stare de păcătoșenie. Presupune floarea ei curată un noroi al păcatelor noastre. Și cu îngăduința dumneavoastră pentru telespectatori, mie o să dau foarte citire drag acestei scurte poezii, conține doar o frază, se intitulează Vei plânge mult, ori vei zâmbi. Eu mă căiesc că am adunat în suflet și noroi, dar mă gândesc la tine, cu ghiare de lumină, o dimineață îți va ucide odată visul, că sufletul mi-a așa curat, cum gândul tău îl vrea, cum inima iubirii tale îl crede. Vei plânge mult? Atunci ori vei ierta.
Vei plânge mult, ori vei zâmbi de razele acelei dimineți, în care eu ți-o-i zice fără umbră de căință. Și aici intervine versul final. Nu știi că numai în lacuri cu noroi pe fund cresc nuferi? Nu fărul pocăinței, Maria Egipteanca. Nu fărul vieții Mariei Egipteanca, nu fărul duhovnicesc al vieții tuturor celor care, într-un fel sau altul, s-au salvat din norocul, din noroiul de pe fundul lacului vieții lor și au înflorit ulterior. O floare a deșertului e o floare extraordinar de rară, știm bine lucrul acesta. Maria Egipteanca a fost una dintre ele. În orice caz, această presupunere reciprocă a păcatului și a pocăinței este foarte importantă în ecuația mântuirii noastre. Și e bine că noi ne aducem aminte acum în perioada de post, după Duminica Sfintei Cruci, nu? Acum avem această, pentru că și Ioan Scăraru, care ne arată scara, Maria Egipteanca vine puțin și ne aduce cu picioarele pe pământ, în sensul frumos al cuvântului, că de unde trebuie să începem? De început, noi nu putem începe cu smerenia. Cu smerenia a început Maica Domnului, fiindcă era curată și n-avea niciun păcat. Noi începem cu pocăința, fiindcă, așa cum spune o rugăciune, nu e om fără de păcat. Tu singur ești fără de păcat, puternic ai ierta păcatele. Cine se pocăiește vede mai departe, vede mai bine. E un element redat adesea în icoane. Avem acum alături, în spate, o icoană a Mariei Egipteanca. Ochii sunt supradimensionați. Da. Apare des acest simbol în icoanele ortodoxe bizantine. Ochii supradimensionați indică, fără îndoială, darul acesta al vederii cuprinzătoare dincolo de realitatea imediată pe care îl au sfinții. Este un element interesant. Evident că și ei i s-a dăruit această vedere, supravedere, pentru că sfințenia presupune transparența materiei din jurul tău. Și transparența timpului și a devenirii. Transparența timpului prin care poți întrevedea lucrurile viitoare. Dovadă că i-a spus, când și-a simțit sfârșitul, i-a spus că va veni și să vină ca să o împărtășească. Da, exact. Și a venit și a împărtășit-o și a spus când va muri și a murit în noaptea patimilor. Da. Deci, iată, într-un fel, era... ar fi spus cu Hristos, pomenește-mă, Doamne. Nu, Doamne, în mâinile tale îmi dau sufletul. Da, e foarte posibil. Moartea ei așa seamănă, după toată această pocăință și curățenie pe care a suportat-o, cum numai ea știe cum, pentru că este o luptă îngrozitoare pentru cel care se are cutezanța să o facă. Altfel e bine să ne spune, dar nu e chiar așa de rău, lasă că repare, lasă, au făcut alții și mai rău. Adică putem găsi N argumente. E clar că n-avem uneori nici măcar idee de ce înseamnă pocăința adevărată sau viața ascetică. Noi care ne plângem explicit sau nu, că postim câteva zile mai departe. Poate nu mai ținem regim alimentar, dacă e ținem un îndemn pe care da? îl facem în această emisiune la o lectură de mare folos în perioada postului, anume Patericul. Este o carte care ar trebui să-l însoțească pe fiecare creștin, pentru că acolo sau de acolo ne putem extrage și avem și Patericul românesc, unde încurajări găsim și modele duhovnicești cu totul excepțional. Și mai ales avem acest canon a Sfântului Andrei Criteanu. Un alt text splendid. Care și este, nu numai text, rugăciune. Și o rugăciune care se face, deci în prima săptămână, iar în săptămâna aceasta se face în Miercurea, deci în zi de Miercuri, se face în întregime, care este venit să ne trezească la realitatea adevărată, la realitatea aceea profundă pe care noi încercăm să o fardăm, iertați-mi expresia. Da, e un text care zguduie pentru cei care nu știu. Da, și cum să vă spun, și ar trebui citit, cum să spun, și cu inima, că așa dacă citești numai cu ochii, zici că da, găsești coerență, poți să spui că, Doamne, ce psihologie fină se poate găsi aici, nici nu-i nevoie să mai citești tratatele de psihologie contemporane care nu sunt decât prezentări de cazuri, câtă învățământură găsești în acest canon a Sfântului Andrei Criteanu, dar care sfințenia constă așa că nici aceasta întotdeauna este posibilitatea și Dumnezeu te ajută. Când te pocăiești, abia atunci te ajută Dumnezeu
să te ridici până la culmele sfințeniei, cum s-a ridicat Maria Egipteanca și poate foarte mulți alții pe care nu-i știm. Nu? Sunt atât de mulți sfinți știuți și pe David și pe Zaheu, care a plecat mai întâi decât fariseu, care ce a spus fariseu era adevărat. Postea, dădea toate, zeciuial, era adevărat. Nu era o minciună. Era în ordine din punct de vedere legalist. Da, să zicem, existențial era. Dar felul în care o spunea, cu suficiență și cu superbia omului care se pune deasupra tuturor. Asta, cine se înalță, nu? După aceea se smerește. Și nu credeți că acesta e cel mai mare risc care ne paște tot timpul pe noi creștinii? Să avem conștiința împăcată, să avem conștiința faptului că suntem cât de cât în ordine din punct de vedere moral. Adevărat. Rare ori ne vizitează ideea că am fi în dezordine. De obicei ne credem bine situați moral. Sigur că da. Și refuzăm mustrările celor care ne-ar putea spune că nu suntem așa. Într-o rugăciune care se poate spune înainte de împărtășanie, se face un inventar al păcatelor, știți? Și între altele este unul care este cu tremurător. Sau binele pe care l-am putut face, nu l-am făcut. De unde știu eu? Deci am făcut un bine. Eu nu fac bine. Fac un bine și sunt convins, îl fac cu tragere de inimă. Dar niciodată nu este ăla pe care întotdeauna aș fi avut și de multe ori Dumnezeu ne arată că puteam face mai bine. Vedeți, și asta este considerat păcat. Aici este taina desăvârșirii. Aici apare cuvântul acela extraordinar. Și este păcat, deci te este pocăiești de asta, că n-am făcut binele. Deci nu numai că vezi, dragă Doamne, n-am făcut binele pe care îl puteam face. Asta pe mine mă cutremură. Cred că faceți trimitere, nu? Sper că la acest cuvânt al Sfântului Pavel, nu am făcut sau nu fac binele pe care vreau. Și fac rău pe care nu vreau. Pe care nu da, vreau, asta pe într-o rugăciune, da. Eu ce spun este într-o rugăciune. E un cuvânt extraordinar de bogat în semnificații, la care iarăși invit să reflectăm. Așadar, în viața noastră, deși știm în virtutea revelației primordiale, a legii morale din noi, care lui Mea și pe Kant, știți bine. Da, cerul stelar deasupra mea și legea morală din mine. Ce e cu adevărat bine? Nu facem acel bine pe care îl vrem, dar nu-l vrem suficient de mult ca să-l și declanșăm faptic, ci facem răul pe care de fapt nu-l vrem. E acea intersectare între credință și necredință. Da, e prezența vrăjmașului care spune oare. Vine și oare cel mai bine? Nu poți. Acest oare e demolator. Păi ăsta este, îndoială. Da. Nu, dar și este acest bine pe care trebuie să-l facem. Și am găsit într-o rugăciune a Sfântului Ioan Gura de Aur, care spune cât de mari sunt posibilitățile și cât de bine poate să facă Dumnezeu și cred că se potrivește foarte bine cu asta, că tu poți să faci din noroi grăunte de mărgăritar și dintr-un fiu al ghienei, un fiu al împărăției cerurilor. Este exact ceea ce a făcut Dumnezeu în cazul Mariei Egipteanca, scoțând-o din condiția ei, cu acceptul ei, cu efortul ei, cu pocăința ei, dar cu ascultarea de Dumnezeu și din noroiul în care trăia, noroiul moral, duhovnicesc, în sfințenie. Deci exact asta mi-a plăcut foarte mult. Și din fiul al ghienei faci fiul al împărăției. Asta s-a întâmplat cu Maria Egipteanca. Asta e marea veste bună a creștinismului. Da. Aceea că niciodată, de fapt, nu suntem pierduți cu adevărat, câtă vreme mai strălucește în noi, fie și puțin, un fir de lumină, de speranță. Tâlharul pe cruce. Tâlharul cel bun, așa zisul, tâlharul cel bun. Da, așa, tâlharul de pe cruce, evident, da, rămâne știți, și este o poveste exemplară. În Pateric, asta că un ucenic și spune că vine când te să încep să mântuia. Păi dacă te gândești la tâlharul pe cruce, cel puțin înainte de a muri. Și se bucură puțin, dar îngheață bucuria pe buze și când știu când, cum o să mor și când o să mor? Tocmai. Și spune, asta e, începe de acum. Ca să fii sigur că ca nu să ratezi. Fii sigur că nu rate. Nu știi, începe de acum. Da. Deci ia că pocăința, dacă ar fi să mutăm puțin lucrurile, pocăința întotdeauna trebuie să o începem de acum. Pentru că am de fiecare dată pentru ceva, pentru să mă pocăiesc,
ultima pocăință, dacă a mai fost, știi? Dar trebuie să te pocăiești. Vedeți, aici ne paște cel mai mult fariseismul. Fariseismul și indiferentismul, da, de cele mai multe ori. Indiferența este primul stadiu. Ne este indiferent, da, în general. Da, adică suntem, avem o imunitate vicioasă, ca o nesimțire împietrită, că am găsit într-o ferește-mă, Doamne, de nesimțirea, da, împietrită. Deci, nu numai nesimțire, noi cred că suntem în această nesimțire, nu vreau să... Nu, da, chiar suntem. Așa, și, dar în afară de nesimțirea asta, mai există un glas de... mai există o treaptă îngrozitoare. Deci nesimțirea este în care poți să-ți revii în simțuri. Dar când ai nesimțire împietrită, ferește-mă, Doamne, de această nesimțire când împietrită. Când spui împietrit, spui static. Deci nu poți, gata, ai face terminat. Da, nicio, deci mișcare, nu mai poți să faci morală. Deci trebuie să ne ferim de nesimțirea împietrită. Și nesimțirea împietrită este suficientă de sine. De fapt, trebuie să ne ferim de împietrirea care nu apare brusc, apare în timp printr-o nesimțire căreia nu-i punem limite. Ne complacem, iar complacerea ajunge în timp să zidească în jurul nostru această statuie, această carapace din care nu mai putem ieși la un moment dat. Vedeți, și sub acest aspect, Maria Egipteanca ne dă o lecție extraordinară. Care e lecția ei? Lecția pentru că este, deci, ne apropiem făcut, de sfârșitul, da, dialogului nostru. A făcut toate câte le-a făcut. Vreau să subliniem încă o dată. Nu a făcut-o pentru bani, pentru că eu cred că banul este cel care ne pierde. Nu a făcut-o pentru bani. Ba nu. Și-a întreținut făcând muncă grea. Înțeles? Fiind muncă fizică, nu? Deci o făcea, să zicem, de dragul plăcerii și atât. Nu? Ori, atunci este că dacă o făcea pentru bani, vedeți, tot timpul mă spăimântă. Iuda pentru bani a făcut. Și pe Iuda banul l-a pierdut. Dar și e o de mare ce diferență. Da, și de ce? Pentru că banul nu l-a dus la pocăință. Când i-a spus, am greșit, acest drept nu era vinovat. A spus, dar nu s-a pocăit. El a mărturisit că Hristos nu era vinovat. A aruncat banii, dar nu s-a pocăit. Cam în stadiul ăsta rămânem mulți dintre noi. Și din cauza asta nu rămâne decât să se sinucidă. Da, bine, asta sigur a devenit o extremă. Da, dar noi trebuie să fim atenți unde ne ducem. E o perspectivă. Una este a întunericului și a abisului. Dacă vezi până la urma neființei, Iuda s-a dus în neființă. Iuda care era apostol. Da, neființă e un cuvânt delicat, interpretabil. Da, bun, atunci ne trimit. Iadul, știm foarte bine, este o nesfârșită absență a iubirii și a relației cu ceilalți. Pentru că experiența lui Iuda... E un abis de singurătate. Da, este, experiența lui Iuda este cutremurătoare, dacă noi ne-am gândit până la capăt. Deci el a fost ales, știa cine este Hristos. Dar a lăsat, într-un moment de neatenție, să intre diavolul în el. Da. Evident, diferențele se opresc aproximativ aici între el, da, și Maria Egipteanca. Da, dar e povestea de bani. Dar, Maria Egipteanca nu a făcut-o pentru bani. Banii sunt, într-adevăr, un instrument manipulatoriu, cu o putere manipulatoare gigantică, asta este, în spatele căreia, evident, se ascunde diavolul. De asta Maria Egipteanca s-a putut întoarce și a ajuns sfântă, nefăcând-o pentru bani. Când știm că lucrurile astea în deopște se făceau pentru bani sau pentru niște favoruri. Ea n-a făcut-o pentru bani. Da, e o lecție, această lecție a pocăinței. Asta o salvat și asta a trimis-o, a ajutat-o să se pocăiască mai ușor. Pentru că banul te amețește și îți pune, ca și orbolul, îți deformează privirea asupra vieții. Aș spune că mai trebuie ceva în afară de pocăință sau înaintea pocăinței, trebuie nădejde, trebuie speranță, pentru că ea a avut și nădejde. A avut speranță când s-a dus spre biserică. Ceva a atras-o acolo. Ceva bun din ea a adus-o până în fața ușii acelei biserici dincolo de care nu putea trece. A adus-o Maica Domnului. Vă spun eu că, da, Maica Domnului era acolo. Icoana este. Eu tot timpul cred că Maria Egipteanca, și simt,
nu știu cum să vă explic, că Maria Egipteanca este un dar pe care ne-l face Maica Domnului ca să ne arate că oricând și că ea este acolo. Ea este acolo, nu? Crucea este într-o parte pe care trebuie să, lepădându-ne de noi, trebuie să o luăm, iar este alături lângă cruce. Nu? Și stă acolo. Și ne ajută. Maica Domnului este ce poate fi mai frumos din conștiința omului, fiindcă Maica Omului este o fică a Pământului. Este dumnezeirea Pământului. Cea mai gingașă dintre ele. Și cât de puternic a fost. Puterea fragilității, da, despre cât de puternic care a fost. Vorbim uneori. Da, smerenia ei este o putere care parcă ne înalță și pe noi. Uneori de aproape că, numai imaginându-ți o icoană care, fața căreia te închini, să zicem, sau imaginându-ți-o pe ea, simți mângâierea, simți ajutorul ei. Ea este tot timpul cu noi, fiindcă ea este fica Pământului, e făcută ca noi. Trebuie să punem punct aici. E un punct al speranței însă. E un punct care ne amintește că dincolo de el avem de urmat un exemplu de foc, precum cel al Mariei Egipteanca. Este o sărbătoare cu totul extraordinară. Ea este cinstită și pe 1 aprilie, da, ziua adormirii ei întru Domnul. Motiv pentru care v-am și invitat în acest dialog, pentru care vă mulțumesc foarte mult. Ați reușit să ne transmiteți cu adevărat ce înseamnă darul Mariei Egipteanca pentru noi. E un dar atât de prețios. Eu vă mulțumesc că mi-ați dat voie și m-ați incitat și chiar mi-ați prilejuit gânduri la care altfel poate nu-mi veneau în mintea mea seacă. Mulțumesc din suflet. Dar e atât de frumoasă pilda asta. Este. Este și cred că și telespectatorii noștri au primit-o ca atare. Vă mulțumesc foarte mult. Să o rugăm să se roage pentru noi, să ajungem și noi la momentul de metanoie. Un drum luminos până la înviere. La toată lumea. La toată lumea și dumneavoastră așadar, dragi telespectatori, vă dorim din toată inima un post pe care să fiți sau în care să fiți mobilizați lăuntric de exemplul Sfintei Maria Egipteanca, care rămâne exemplară pentru fiecare dintre noi. Vă mulțumesc pentru atenția acordată. La revedere!